Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Derek Hogan, în studioul Europei Libere de la Chișinău, excelență, mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție acum în ajunul celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Pe final de mandat, președinta Maia Sandu v-a conferit Ordinul Republicii de Onoare. Șefa statului spune că v-a decorat în semn de apreciere și recunoștință pentru activitatea dumneavoastră și pentru susținerea eforturilor Republicii Moldova de a construi o societate democratică și prosperă. Statele Unite ale Americii se află pe locul 6 printre principalii investitori ai Republicii Moldova la nivel mondial din 1992 și până astăzi Statele Unite ale Americii au acordat un sprijin impunător Republicii Moldova, peste 1,5 miliarde de dolari. Cum ați definit dumneavoastră dialogul strategic dintre Chișinău și Washington? Ce prevede acest dialog? Mulțumesc frumos pentru invitația la emisiunea dumneavoastră și este un privilegiu pentru mine. Răspundind la întrebarea dumneavoastră, pot să vă spun că parteneriatul strategic este un parteneriat în care Statele Unite și Republica Moldova se bucură de relații prietenoase și importante pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vieții tuturor moldovenii aici în Republica Moldova. Și acest parteneriat acoperă domeniul strategic a securității naționale, domeniul economic, unde invertim în dezvoltarea economică a țării. Desigur că, după ce dumneavoastră ați menționat, noi oferim mult suport tehnic și financiar pentru curățenia sistemului judiciar aici. Supremația legii este piatră de temelie pentru îmbunătățirea vieții tuturor aici. Geografic se zice că Republica Moldova s-ar afla între est și vest. Ce loc ocupă această țară în politica regională a Statelor Unite ale Americii? Republica Moldova ocupă un loc foarte special, foarte important în politica regională a Statelor Unite, pur și simplu pentru că vedem că oamenii Republicii Moldova au ales o cale spre democrație, spre libertății, suverenității și autodeterminării, liberă de influență negativă externă. Și desigur, când vedem că o societate se determină să se îmbunătățească, vrem să îl ajutăm. Și asta am făcut pe parcursul ultimului 30 de ani și o să continuăm să facem asta. Mulți experți acreditează ideea că odată cu rezultatul alegerilor obținute în data de 11 iulie se termină lupta geopolitică și o atenție mare trebuie să îi se acorde luptei împotriva corupției. Cum vedeți dumneavoastră ca această luptă împotriva corupției să dea și rezultate? Eu cred că lupta împotriva corupției este un lucru foarte important pentru nou guvern, pentru nou parlament și, desigur, pentru președinție. Și noi înțelegem unde vrea să meargă acest guvern pe acest domeniu și dacă putem lua în calcul că societatea așteaptă foarte curând rezultatele pe acest domeniu, societatea internațională, partenerii de dezvoltare, noi trebuie să oferim suportul nostru cât mai rapid posibil. Și asta o să facem. În săptămâna trecută, noi am stabilit un dialog cu președintele țării și a fost în prezența acestei ședințe nou șef USAID și noi am oferit
totul suportul nostru pentru a reforma sistemul judecătoresc. Și asta o să facem. Republica Moldova, imaginea țării, a fost grav afectată de dispariția miliardului. Acest furt al miliardului și până astăzi așteaptă ca, din partea cetățenilor, ca cei vinovați să fie atrași la răspundere. Dumneavoastră ați salutat intențiile procuraturii de a spune cine sunt complicii acestei dispariții a miliardului. Credeți că până la urmă va fi capabilă justiția totuși să-i aducă pe banca acuzațiilor pe cei care au prejudiciat sistemul bancar? Eu cred că trebuie să recunoaștem că fără voință politică nimic se poate face. Și cu rezultatele alegerilor prezidențiale și rezultatele alegerilor parlamentare anticipate, este foarte clar dorința a poporului moldoven. Și dacă sistemul judecătoresc nu face suficient progres pe recuperarea, de exemplu, recuperarea banilor furați, dacă nu face suficient pe domeniul urmăririi penale tuturor persoanele corupte, eu cred că poporul va cere o schimbare foarte rapid. Banii au ajuns și în afară. Credeți că țările partenere ale Republicii Moldova vor ajuta noua guvernare totuși ca o parte din acești bani să fie aduși în visteria statului? Desigur, desigur. Avem exemplu de Marea Britanie și Statele Unite și Procuratura lucrează pe acest domeniu la fel. Este important să înțelegem că organele de drept trebuie să facă toată procedura necesară pentru a primi suportul nostru și pentru a primi suportul partenerilor de dezvoltare. Procuratura Generală a spus că unul dintre cei care se fac vinovați este chiar Vladimir Placotniuc, fugar din Republica Moldova. O parte din timp el s-a aflat în SUA, va mai putea să revină în SUA? Credeți că e cu șansă să revină aici acasă și să răspundă în fața legii? Din anul trecut, la începutul anului trecut, noi am pus sancțiune, nu mai are șansa de a reveni în Statele Unite. Pur și simplu din cauza participării lui în corupție masivă. Dar în Republica Moldova, organele de drept au șanse să-l readucă. Da, este adevărat, dar eu cred că este important că Republica Moldova și mai ales Procuratura și toate organele de drept facă tot ceea ce e posibil pentru a atrage la răspundere tuturor persoanele care au participat la corupție, inclusiv domnul Plahaniuc. Despre securitatea informațională a statului Republica Moldova să vorbim și despre propaganda rusă care încă deocamdată își lasă amprenta asupra deciziilor cetățenilor când e vorba despre un fenomen sau altul. Ce părere aveți dumneavoastră despre felul cum se reușește să fie asigurată această securitate informațională? Securitatea cibernetică și informațională reprezintă o vulnerabilitate foarte mare pentru Republica Moldova și pentru societatea Republicii Moldova și mai ales propaganda special din Federația Rusă. Vedem cum a jucat un rol destabilizator aici în Republica Moldova. În același timp, noi am văzut și suntem foarte bucuroși de asta că cum presa independentă a contraatacat această amenințare cu informația imparțială, cu informația adevărată. Și noi am investit foarte mult în dezvoltarea presei independente și am văzut cum societatea Republicii Moldova
a devenit mult mai educată și informată despre dezinformarea autohtonă și din străinătate. Și eu cred că această tendință va crește aici. V-ați creat o impresie cât de ușor este să fie reglementată problema transnistreană? Ați mai trecut Nistru. Există șanse ca cele două maluri ale Nistrului să fie reunificate? Tot e posibil, sunt absolut sigur de asta și eu cred că noul guvern are o responsabilitate de a face tot ceea ce e posibil pentru a realiza acest scop. Dumneavoastră știți că Statele Unite sunt un observator în acest proces 5+2 sub egida OSCE. Și am văzut că când există voință politică, se poate mișca înainte și eu sper că noul guvern va face tot necesar pentru a rezolva acest conflict teritorial. Da, ar trebui să fie favorabilă situația internațională sau să se continue în acest format de negocieri 5+2, unde Chișinău și Tiraspolul trebuie să decidă cum va fi soluționat conflictul transnistrean? Eu cred că se poate acum, dar desigur oamenii pe ambele maluri trebuie să înțeleagă că este o muncă grea, foarte dificilă, dar este posibil. Și dacă conducătorii țării încep să facă tot ceea ce e necesar pentru a crea condițiile necesare pentru ridicarea înțelegerii între ambele părți și dacă partenerii de dezvoltare oferim suportul nostru, eu cred că chiar acum se poate mișca înainte. Referitor la pandemia de COVID-19, Statele Unite ale Americii au oferit doze de vaccin Johnson & Johnson, au oferit și mai multă asistență de la izbucnirea acestei pandemii de COVID-19 Republicii Moldova. În opinia dumneavoastră, sunt gata autoritățile statului să confrunte alte provocări? Eu cred că da. Eu cred că da. După ce am donat prima parte a celor 500.000 de vaccinuri pentru 500.000 de moldoveni, am văzut cum guvernul interimar a adunat o ședință foarte mare pentru a face declarații importante despre importanța de a primi vaccinuri, inclusiv aceste nouă vaccinuri, Johnson și Johnson. Și eu cred că doar acum avem o rată de persoanele vaccinate de 14% acum, da, perfect, dar trebuie și mai mult și eu sper că cu sosirea acestor vaccinuri mai mulți moldoveni vor primi. Dar ce mesaj aveți pentru persoanele sceptice care deocamdată nu vor să accepte vaccinarea? Eu am un mesaj foarte clar. Eu am primit aceste vaccinuri pentru că eu vreau să trăiesc mai mult și eu cred că aceste vaccinuri pot ajuta să combatem această pandemie care încă lucrează și răspândește în întreaga lume. Și dacă luăm toate măsurile necesare pentru a proteja societatea noastră, putem depăși criza economică inclusiv, care s-a creat din cauza pandemiei COVID-19. Am vorbit despre nevoia unei reforme veritabile în domeniul justiției. În care alte domenii mai vedeți dumneavoastră nevoia unor reforme adevărate? De ce vă pun această întrebare? Pentru că doamna Nuland a avut o discuție cu doamna Sandu, da, și a promis să fie și în continuare oferit sprijin pentru o agendă ambițioasă de reforme în Republica Moldova. Care alte reforme mai pot fi sprijinite de SUA în Republica Moldova? Alt domeniu foarte important este creșterea economică.
Noi am investit foarte multe resurse financiare și tehnice în consolidarea celor 5 piloni economice ale țării. Asta este turismul, producerea vinului, desigur, agricultura, industria ușoară și tehnologie informatică și comunicare. Și am văzut că când invertim în aceste domenii, există progres înregistrat. Și eu cred că cu un guvern angajat cu ridicarea supremației legii economică, creșterea economică se poate accelera chiar mai mult. Un mediu prietenos pentru atragerea investițiilor poate fi creat? Da, desigur. Și eu cred că în același timp trebuie să înțelegem că modernizarea armatei naționale este alt lucru important pentru reforme, pentru că dacă avem o armată capabilă, eficientă, se poate consolida securitatea și independența țării. Provocările mileniului. A fost întreruptă asistența pentru a finanța în continuare acest program. Poate fi reluat? În ce condiții poate fi reluat? Da, când vedem că această voință politică pentru a combate corupția, pentru că asta a fost cea mai mare problemă și cauza principală pentru stoparea acestui suport, ridicarea corupției aici în Republica Moldova, când vedem că nou guvern ia anumite măsuri pentru a reduce, pentru a combate în mod real corupție, desigur, acest program va reveni. Vinurile moldovenești au ajuns și peste ocean, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Ce ar mai putea exporta Republica Moldova în SUA? Desigur că, după ce am menționat, tehnologie informatică este un lucru foarte important și reprezintă potențialul acestei țări, pentru că multe companii americane deja au stabilit biroul lor aici, în Republica Moldova. Și acum aceste servicii se exportă în Statele Unite. Multe produse agriculturii acum se poate exporta pentru că nivelul de calitate s-a ridicat foarte mult, în parte din cauza sau mulțumit suportului nostru, și acum vedem cum se reorientează economiei Republicii Moldova spre vest. Îmbunătățirea relației Republicii Moldova cu Occidentul uneori nu e văzută bine de către partenerii ruși. Credeți că poate să se împace și Rusia cu parcursul european pe care Republica Moldova și-l dorește? Eu cred că este posibil, pentru că este foarte clar și este important și noi susținem această abordare că Republica Moldova trebuie să aibă relațiile pragmatice cu Federația Rusă, pentru că sunt vecini și asta este foarte important. Și pe final, cum vedeți Republica Moldova peste 4, peste 10 ani? Ce viitor credeți că are acest stat? Eu ved și eu știu că asta va fi o țară mai democratică, mai prosperă și mai unită, pentru că s-a stabilit o bază foarte importantă pentru a crește economia, pentru a ridica încredere în guvern. Eu cred că noua conducere a țării înțelege că încrederea oamenilor este ceva foarte prețioasă și se poate pierde, dar dacă noul guvern face tot ceea ce s-a promis,
Această țară va deveni un exemplu pentru întreaga regiune. Așteptările cetățenilor sunt foarte mari. În cât timp ar trebui noua guvernare să livreze rezultate? Trebuie să aibă niște efecte pozitive curând pentru a menține acest suport, dar în același timp societatea trebuie să înțeleagă că transformarea societății, modernizarea economiei, eradicarea corupției sunt lucruri foarte dificile și dacă societatea împreună cu guvernul sunt gata să facă o muncă grea, dificilă, eu cred că această încredere în guvern se poate menține. Dumneavoastră cunoașteți, bugetul este foarte sărac. El mai mult e un buget consumist decât să mai permită să se facă și investiții, de aceea se contează foarte mult pe suportul partenerilor externi, partenerilor de dezvoltare. Republica Moldova trebuie să negocieze un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. E o sarcină destul de grea pentru cei care vor puterea. Da, este adevărat, dar în același timp asistența internațională va veni și acum mai multă asistență. Pentru ce? Pentru a susține prioritățile și cerințele noului guvern. Dacă guvernul arată determinare pentru a rezolva problemele grave aici. Partenerii de dezvoltare, inclusiv Fondul Monetar, inclusiv Banca Mondială și, desigur, Statele Unite, Uniunea Europeană, toți vom ridica suportul nostru, pentru că, sincer vorbim, avem o șansă unică acum și nu vrem să pierdem această oportunitate. Ce le veți spune străinilor despre Republica Moldova? Eu ved și eu vreau că această țară înțeleagă că societatea internațională este alături de ei. Întotdeauna am fost și vom rămâne parteneri de încredere și împreună vom face mult mai mult succes. Și ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova la această aniversare de 30 de ani de independență? Ce le doriți cetățenilor acestui stat? Vă doresc succes în continuare. A depășit multe crize, ați depășit multe provocări, desigur, mult mai multe provocări sunt pe cale, dar împreună putem depăși toate. Și dacă rămânem firm pe această cale, vom avea mult mai mult succes. Excelență, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă urăm succes. Când părăsiți Republica Moldova? În două zile. În două zile? Da. Succese mari în continuare și vă mai așteptăm aici la Chișinău și în Republica Moldova și cu alte ocazii. Mulțumim pentru această discuție. Cu mare drag. Mulțumesc frumos.